Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Iată, astăzi suntem în sediul PMP-ului Oltenița, unde v-ați dat seama, îl avem ca invitat pe domnul Dumitru Pană, care este candidat din partea PMP-ului pentru funcția de primar al municipiului Oltenița. Domnule Dumitru Pană, de ce sunteți candidat al PMP-ului la funcția de primar al municipiului nostru, fiind cunoscut faptul că de 3-4 ani ați reconstruit în temelii PNL Oltenița? Ce s-a întâmplat? Lumea va asociază cu PNL-ul și astăzi vă găsim la PMP. Ce s-a întâmplat? În primul rând vreau să salut pe toți cei care ne urmăresc sau ne vor urmări, ne vor viziona. Este prima dată când apar prin mijloacele media în calitate de președinte al PMP-ului și dacă mi-aduc aminte din perioada cât am fost la PNL, o singură dată am mai venit la dumneavoastră, la post, pentru o scurtă intervenție. Întrebarea pe care mi-a spus-o e dificilă pentru mine și cu strângere de inimă să încerc cât se poate de scurt să vă răspund la ea. Pentru că sunt mai mult chestiuni de intimitate atât pentru mine, cât și pentru cei care au luat parte la acele evenimente neplăcute, din punctul meu de vedere. Dar trebuie, dacă m-ați întrebat. Mă rog, dați explicație pentru public. Da. Domnule Dragon, ne cunoaștem de o viață, aproape. Sau cu excepția perioadei de dinainte de grădiniță. Atât, da. Eu nu am fost dispus niciodată, de când sunt, să-mi cumpăr vreun drept la care ajungeam prin meritele mele și ale grupului din care am făcut parte. Deci, dacă țineți cont de chestiunea asta, veți înțelege și de ce n-am fost dispus să continui la PNL și nu a fost lăsat să continui la PNL. Eu știu ce s-a întâmplat, dar vreau să explicați pentru publicul de înțeleg. Nu pot spune mai multe în ceea ce privește acest drept de a candida din partea organizației, decât că, repet, n-am fost dispus să cumpăr dreptul de a candida la alegerile locale din Oltenița din partea PNL-ului. Voi detalia, dacă tot insistați, chestiunea asta și am să vă zic că la începutul activității politice, adică prin 2015, om de dreapta fiind, am fost rugat și eu am acceptat să mă alătur PNL-ului în Oltenița, atât pentru a-i sprijini la începutul venirii mele la PNL, cât și pentru a contribui la reașezarea acestuia pe baze sănătoase, la reconstruirea lui în Oltenița, pentru că era cam praf, ca să zic așa. Noi porneam de la niște cifre foarte mici ca rezultat electoral atunci. Am acceptat, iar împreună cu o mână de oameni, prieteni, cunoștințe, amici de-ai mei, am reușit ca într-un interval de 2 ani, mai ales după ce am fost ales președinte al organizației, adică prin 2017, la începuturile lui 2017, să obținem rezultate bune și foarte bune în toate alegerile la care am participat, rezultate pe care niciodată PNL-ul în Oltenița nu le-a avut, comparându-le cu cele precedente. Reușisem să devenim adversarul numărul 1 al PSD-ului, fără niciun fel de probleme, în Oltenița și rezultatele ne îndreptățeau să sperăm că la alegerile din această toamnă, care ar fi trebuit să fie în vară, avem mari șanse, mari, repet încă o dată, să ajungem să preluăm puterea în administrația locală. Putere în sensul figurativ al cuvântului. Datorită acestor rezultate, pe 23 ianuarie anul curent, în ședința organizației noastre, am fost ales candidat al
PNL-ului din Oltenița pentru alegerile locale care urmau să aibă loc la începutul lui. Și nu am participat și eu, am filmat, am transmis. Tocmai există documente. Există filmarea făcută de mine. Corect. La acea întâlnire a participat inclusiv președintele organizației județene și secretarul general al organizației județene, domnul Drăguliș și cu domnul Barb. Exact. Ambii au avut cuvinte de apreciere la adresa activității desfășurate în ultimii 3 ani pentru rezultatele obținute și cu acest suport mi-au dat girul dumnealor și al organizației pentru a candida. M-au confirmat, ca să zic așa, din punctul dumnealor de vedere. A fost o confirmare publică. A fost o confirmare publică la care au participat 50 de oameni, nu mai știu, da. Că erau destui în sală. Numai că... Ce s-a întâmplat? Mai departe, totul a continuat, ca să zic așa, în mod normal. Activitatea s-a desfășurat cu din ce în ce mai mult aplicare, cu mai mult entuziasm și cu mai multă pasiune, pentru că simțeam că vom obține un rezultat la care unii nici n-au visat. Pentru că ar trebui să țineți cont de faptul că de la decesul domnului Pavel, eu nu știu un alt om din Oltenița, liberal, care să fi candidat la funcția de primar. Nu a fost niciodată acceptată ideea unui candidat liberal la funcția de primar în Oltenița. Și asta ne creează premisele de a ne dezvolta, de a încerca să obținem maximum posibil. Și chiar aveam. Chiar aveam. Vă bazați pe votul care îl primisem. În spatele nostru stau rezultatele obținute la europarlamentare și la prezidențial. Noi speram, cu toată convingerea, că vom obține maximum la alegerile actuale din Oltenița. Numai că totul s-a prăbușit pe 6 martie, când aveam convocată așa o ședință aniversară cu 70 de femei pentru sărbătorirea zilei de 8 martie. Deci, în ziua de 6, când noi trebuia să participăm la acea întâlnire cu femeile, suportere ale noastre, femei care unele erau active ca membre ale PNL-ului, altele simpatizante sau care doreau să ni se alăture. Deci, în acea zi, într-o conferință de presă, organizată la Călăraș, fără a fi înștiințat niciunul dintre membrii organizației din Oltenița, s-a anunțat în prezența aceluiași domn Drăgulin, aceluiași domn Barbu, completați de domnul senator Filipescu și de domnul Milescu Constinel, candidatura acestuia în locul meu la fotoliul de primar în Oltenița. Și ce au argumentat? Pe ce argument? Argumentul pe care l-au folosit a fost că după data de 23 ianuarie, când îmi dăduseră mie echipurile acordul, a fost efectuat un sondaj în rândul populației din Oltenița. Deși, dacă dumneata spui, eu spun că cu siguranță că nu l-am văzut. Păi nu l-a văzut nimeni, nici nu-l știe nimeni, nici nu... Eu ce mi s-a arătat mie, am găsit o mulțime de neconcordanțe. Cine știe să citească un sondaj, știe unde să uite. Și eu am găsit o mulțime de erori, de logică în desfășurarea lui. Dar, folosind acel sondaj, s-a mers până la destituirea, decapitarea întâi a organizației și după aia desființarea organizației. Pentru că toți membrii din organizației care erau atunci, tot biroul organizației, deci erau vreo 14-15 oameni, au fost nemulțumiți și revoltați. Numai că s-a mers până la desființarea organizației, numirea domnului Milescu ca și președinte interimar, cu dreptul de a-și constitui un alt birou. Și noi a trebuit să plecăm fiecare în lumea largă. Sau să rămânem să-l ajutăm pe domnul Milescu să fie primar. Domnul Milescu, care n-a nimic cu dânsul, dar nu a prea bătut la ușile PNL-ului niciodată timp de 5 ani, când am stat eu pe acolo. N-a venit niciodată.
sau poate greșesc, a venit o dată și când l-am întrebat dacă mai are pe altcineva în rândul partidului dumnealui, eu și cu ceilalți membri ai biroului care eram de față, că n-am fost singur atunci, s-a ridicat de la masă și a plecat. Pentru că era la Țărăniști și eu nu știu pe altcineva în afară de dânsul Țărăniști în Olteniță. Asta e altă poveste. Cam așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat pentru toată lumea care a fost curioasă să afle și care mi-au reproșat că n-am spus ce s-a întâmplat. E foarte bine, foarte bine că o faceți acum pentru a lămâi o dată întotdeauna ce s-a întâmplat cu adevărat în organizația PNL-ului. Iar acum, motivul principal a fost și oficial a fost rezultatele acelui sondaj. Ce s-a întâmplat mai departe, după ce noi am fost destituiți, chiar nu merită detaliat. Dacă va fi vreodată nevoie sau dacă va fi cineva curios în particular, pot să le dau amănunte. Dar altfel... Dar iată că... Ce... Am să... Așa, ca să încheiem pe tema asta. Da. Vă pun o întrebare. Nu vă supărați, domnul Reu. Dacă aveți dreptul să răspundeți sau nu, dacă îți construiești o casă, îți faci o familie, ești dispus să renunți la tot și să dormi în șanț? Nu cred. Pentru unul care n-a contribuit cu nimic? Nu cred că aș face. Cam asta ni s-a cerut nou. Iar eu consider că un om care are coloană vertebrală pleacă și încearcă să-și facă o altă casă dacă nu se poate. Că noi nu ne vom împușca niciodată, vă stăresc. Sper. Am înțeles. Cam asta înțeles. Cred că am înțeles și privitorii ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în urmă. Asta este adevărul. Dacă cineva îndrăznește să spună că mint, să vină și să-mi spună în față. Așa este. Haideți să revenim, domnule Pană, la o altă întrebare pe care vreau să vă pun în acest interviu. Sunteți candidat acum din partea PMP-ului, pentru că PMP-ul v-a întins o mână și v-a propus ca fiind candidatul domnilor lor pentru votorul de primar al municipiului Olteniță. Care ar fi principala temă de discuție pe care ați dori să o aduceți în administrația olteniceană dacă veți fi ales primar? Ținând cont de faptul că toți ceilalți candidați, indiferent de culoarea politică, atacă problemele astea care le avem noi cam toți le perindă. Portul turistic, locuri de muncă sau infrastructură. Dumneavoastră, cu ce ați putea rezolva aceste probleme? Sau cum ați putea rezolva aceste probleme pe care toți și le pun în programul de campanie? Principala temă ar fi, de fapt, principalele teme. Dar primul lucru pe care eu l-aș face, dacă voi fi ales primar, va fi să chem încă o dată populația orașului la o consultare, la un referendum. Și e prima dată când discut despre așa ceva, n-am spus asta nici măcar colegilor mei. Deci avem întâietate noi ca post. Da, din punctul ăsta de vedere. La un referendum, pentru, în cel mai scurt timp posibil, de organizat așa ceva, dar nu cred că este imposibil de expirat anul ăsta fără să poată fi făcut acest referendum, pentru a hotărî populația direcția în care trebuie să o ia Olteniţa. Direcția de dezvoltare economică, socială, culturală, sportivă, de agrement, turistică, din toate punctele de vedere. Acest master plan al orașului Olteniţa ar trebui făcut cu o firmă specializată care să țină cont de condițiile și realitățile geografice, actuale, tradiții, istorie, amplasament, posibilități și mai ales posibilități ale Olteniței, care să ne sugereze două, trei, patru direcții pe care ei le consideră oportune și pe care eu le-aș vrea supuse discuției și aprobării printr-un referendum. Rezultatele acestui referendum ar trebui să ducă la dezvoltarea întregii activități a orașului, activități din punct de vedere administrativ, pentru a conduce la realizarea dorinței oamenilor. Pur și simplu, de 30 de ani încoace, și nu doar ultimii 16 ani, cum spun unii, de 30 de ani, Olteniţa se dezvoltă haotic. În Olteniţa se demolează, se construiește aproape nimic,
Și ce se construiește este pur și simplu pe domeniul râsului. Nimic nu se respectă. Nu e nici amplasarea potrivită, nici gândirea în perspectivă potrivită. Eu nu așa văd. Eu aș vede, cum să vă spun, dezvoltarea orașului fără să mai ascultăm la minciunile de care ne sunt servite de 30 de ani încoace. Nu vom putea determina noi reluarea lucrărilor la canalul București-Dunăre. Clar, niciodată nu vom putea să contribuim. Acolo alții pot să facă asta. Nu vom putea amenaja acest port turistic de care vorbesc toți. Pentru că nu avem terenul. Toți cei care vorbesc au cedat terenul. Malul Dunării din Oltenița nu mai este al primăriei. Toată lumea știe. Păi cum faci port turistic? Facem pasaje plutitoare? Nu vom putea să facem parc industrial fără a avea o șosea de centura orașului. Credeți că vine cineva să investească și să plătească 1 milion pe zi pentru traversarea orașului sau cât e taxa stabilită de primărie, nu știu cât e, în funcție de tona și avarna. Nu. Deci întâi trebuie să știm ce vrem să facem din Oltenița și după aia trebuie să-i stabilim amplasarea acestui parc industrial cu care sunt întru totul de acord. Dar până nu știm pe unde se duce șoseaua, care sunt căile de acces, infrastructura stabilită pentru dezvoltarea Olteniței, trebuie să rămână bătută în cuie pentru 100 de ani. Să rămână cum este Constituția Americană. De 200 de ani nu schimbă nimeni. Și e bună. Dar asta pentru că a fost gândită, nu făcută la întâmplare. Cum am înțeles că se vrea construirea unui cartier al etniei, nu știu de care, pe baltă, spre Zodul, cum știm noi, cei care suntem mai vechi. Și să cauți cu orașul acolo, frate. Da. Am cam așa, cam, deci ar fi o primă temă pe care mi-aș dori-o eu. Iar dacă ar fi să le pun într-o ordine temele astea de rezolvat, de discutat, ar fi acest referendum, ar fi începutul activității de recuperare a malului Dunării și avea în paralel discuții despre portul turistic. Păi portul turistic trebuie să ai de ce să construiești casa, domnule, și pe urmă vorbești de casă. N-ai teren, n-ai casă, e clar. Șoseaua de centură trebuie gândită și hotărât traseul, pentru că s-a mai zvonit acum vreo 20 de ani că se face, da, și s-au repezit unii, nu vreau să nominalizez, au cumpărat toate terenurile din zonă, vă vine să credeți așa ceva? Sunt lucruri cunoscute de Oltenița. Păi nu, sunt bănuite, nu sunt cunoscute. Poate, poate. Acest parc industrial, foarte bine, dar unde îl face? Cu ce se ajunge acolo? Ce se transportă? Pe unde circulă? Sunt multe de... Sunt teme pe care oamenii când le aud, le consideră teme majore ale orașului. Băi, dar totuși trebuie să le spunem celor care le promovează să termine cu minciunile, să înceapă cu începuturile. Au avut timp, domnul Dragon, de 16 ani, de când sunt cei doi corifei ai politicii actuale din Oltenița. Au avut timp 16 ani de zile. Unul chiar mai mult a avut numai el 12 ani. Sunt multe de vorbit pe temele de dezvoltare, dar când te gândești numai la tine, când te gândești, au făcut din parcul ăsta al nostru, parcul central, care e foarte frumos, e un merit al actualului primar, felul în care jumătate din el l-a amenajat. Păi, dar de ce nu continui și cu jumătatea cealaltă? Că e al nostru. E al primăriei. E preluat de primărie. Cel puțin am înțeles că sunt câteva parțial. Se judecă cu lichidatorul. Da. Dar hai să facem noi și lichidatorul să vină după ce facem noi. Să vedem ce o să reia nouă parcul din loc. Nu. Hai să-l facem la fel și partea de vest a lui, cum este partea dinspre strada Argeșului.
unde e într-adevăr un lucru frumos, curat, este plin de lume acolo, dar se duce lumea pentru că nici nu are unde să te duc. Ținem bazinul ăla de ani de zile, de 10 ani, de 9 ani de zile, nu știu de când, îl ținem pentru cine? De pomană. În loc să facem din parc, din zona pe care eu spun că nu am pus-o în valoare, ceva asemănător celor de la Comana, poate a scos sau poate sunt și potență oameni care au fost la Comana, să facem o minunăție, cum au făcut oamenii acolo, tot într-un parteneriat public-privat, bănuiesc. Nu mai avem lacul, a secat lacul. Noi nu mai avem lacul, avem bazinul, ăia n-au bazin. Da. Dar putem face lumea. O zonă de agrement extraordinar de plăcută, pentru că nimeni nu are bazin în sudul nostru. Aici eu nu știu să aibă cineva bazin la dimensiunile astea. Haideți să vă întreb și altă întrebare vreau să vă pun, domnule Pană. Ce credeți că n-au făcut? Ce credeți că nu au făcut? Și vă să vă zic ce credeți că au și făcut. Deci, prima întrebare, ce credeți că au făcut cei care au fost până acum la primărie și care vă dau motive, pentru că eu consider că astea sunt motivele pentru cei care candidat la primărie, pentru că sunteți nemulțumiți de ceea ce au făcut cei, sau n-au făcut cei dinaintea dumneavoastră. Ce considerați că nu au făcut cei de la primărie, pentru început, care au fost ca primar? Și cred eu că n-au făcut ei? Da. Și formă, ce credeți că au făcut? Pentru că ar trebui să punem și lucrurile astea că n-au făcut numai rele. Eu așa e părerea mea. Păi și vreți să-i laud eu? Laudați dacă sunteți un om politic cinstit. Nu, eu nu-i laud. Eu spun dacă au făcut sau n-au făcut. Exact. Haideți să vedem. Ce-au făcut întâi? Hai să ce-au făcut, da. Haideți întâi ce-au făcut. S-au îndepărtat de oameni. Au transformat aroganța, ironia, disprețul, persiflarea în politică de stat. Au transformat chestiunile astea în trăsături specifice funcționarului de la din administrația Oltenței. Asta au făcut. Nu mai poți să te apropii de ei, nu ai un mijloc de comunicare cu ei. În loc să înființeze un telefon public, cu program de 24 de ore din 24, un post, doamne, la poartă, la poarta la primărie, unde să poți apela la orice oră din zi și din noapte, pentru a semnala, pentru a sesiza despre dorințele fiecăruia și despre neregulile care se întâmplă, n-ai cu cine. Te duci acolo, nici nu te lasă să intri în instituție. Și nu doar acum. E povestea de 20 de ani. Asta au făcut. Dacă luăm așa strict pentru realizarea de obiective, sunt o mulțime de lucruri pe care le-au făcut mărunțișuri. Dar marea majoritate au trecut spre decontare și prin alte părți. Dar și acum hai să zicem și la partea a doua. Întrebări pe care le-am pus. Ce n-au făcut? Ce n-au făcut? Da. Păi uite, vă dau un exemplu. Eram într-una din zile pe strada asta, pe aici, pe Maraș. Și un cetățean, nu revoltat, pur și simplu a văzut că ne desfășurăm și aici activitate politică, că ei au fost învățați doar cu lăutare. De ce nu ne bagă denivelări, îi spunea omul. Eu îi spun limitatoare de viteză, da, de viteză aici. În Oltenița. Și aceeași poveste este necesară cu atât mai mult, dar nu vreau să o pun pe aia în prim plan, pentru că stau eu acolo, pe 22 decembrie. Aceeași poveste pe șoseaua Portului. Aceeași poveste pe variantă. Noaptea sunt concursuri de mașini, domnule, și se depășește cu mult limita vitezei legale. Dar că se depășește, se depășește. Mai cad și case, se crapă case, se pot întâmpla diverse. Este o nenorocire cu viteza pe timpul nopții în Oltenița, mai ales la utilajele astea mari care cară din port spre București. Nu vă doresc să aveți, dacă știam că se întâmplă așa, niciodată nu făceam casă pe 22 decembrie. N-aveam, nu. Mai bine îmi făceam mijlocul câmpului. Pentru că până m-am obișnuit, săream din par noaptea ce am gândit cu tremur. Cam asta e. Parcările. Nu le-au făcut.
De ce nu vor să facă parcări cu plată? Cu un leu pe lună, nu știu cât. Dar să știe omul că atunci când vine de la servici sau de unde vine, de la 4 după amiază până mâine dimineață la 7, este parcarea lui. Pentru că sunt persoane cu care n-am nimic, dar nu poți să vii în parcarea blocului să-ți parchezi 10 mașini pentru că ai forță. Iar un cetățean obișnuit care are și el bună atât, să iasă în stradă sau pe nu știu unde, că poate ați observat că se parchează mașini și unde îi voie și unde nu-i voie, pentru că cred că nici poliția nu are să le facă. N-are unde nu să... Nu sunt locuri, dar atunci de ce nu încercăm să facem altceva? Pentru cei care au mașini multe, mă gândeam în altă. Unii dintre candidați spuneau că vor să facă, mă scuzați, parcări supraetajate. Păi foarte bine, dar eu n-am auzit așa ceva. Eu foarte bine să facă, dar eu știi ce-a zice acum? Chelului tichie de mărgăritarii trebuie. Păi noi am terminat grijile, noi cu banii facem parcări supraetajate, hai să facem întâi ordine în parcări și vedem dacă e nevoie. Eu sunt convins că nu va fi nevoie. Dacă așezăm totul la loc și se respectă o anumită tactică, tehnică de repartizare a locurilor de parcare, eu cred că nu va fi nevoie. Iar și în loc să cheltuim banii pe aceste parcări supraetajate, de parcă am fi la limita Bucureștiului, mai bine a reparat clubul SNO. Sau mai bine a reparat cinematograful Flacăra, care a intrat iarăși și ăsta în proprietatea Olteniței. A revenit în proprietatea Olteniței. Dar nu se mișcă nimic. Astea trebuie făcute. Trebuie, știți, domnul Dragoncelu, trebuie să chivernisim banii, domnule. Nu mai trebuie să-i risipim, nu mai trebuie să ne aventurăm. Eu, Casa de Cultură, mie îmi place. De ce? Până, eu sunt om de dreapta, dar mie mi-a plăcut să citesc. Din punctul meu de vedere, am citit. Și activitățile culturale, de asemenea, mi-au plăcut. Și cele sportive mi-au plăcut. E foarte bună acea casă de cultură. Sper să fie și funcțională, să o văd odată pusă în valoare, să o văd odată plină de lume. Dar nu știu dacă era absolut necesar. Aici rămâne oltenițenii să hotărască. Dacă era necesar, foarte bine că s-a făcut. S-a făcut cu fonduri de la CNI, dar și noi am contribuit ca oltenițeni. Și noi am contribuit la punerea ei în valoare, la intimizarea ei, la racordarea, la utilități și toate celelalte făcute cu banii moltenițenilor. Nu chiar gratis. Și nu puțin. Deci asta trebuie gândit. Când cheltui un ban, indiferent cât, acolo nu-i banul tău personal să faci ce vrei cu el. Asta trebuie să înțelegem. Eu, de exemplu, nu aș mai pune atât de aflore, aș pune doar iarbă, iar cu banii pe care i-aș economisi, aș face altceva, ceea ce are nevoie orașul. A sprijini și sportul, echipa de fotbal. Păi spuneți-mi... Pentru că mulți doresc asta. Spuneți-mi unul dintre cei care sunt candidați care a organizat o competiție sportivă în ultimii 7 ani, 8 ani. Nu, 6 ani, de când sunt eu în politică. Unul. Eu am făcut pentru că mie îmi place sportul. Păi, toate eu am făcut competiții de tenis, băgasem chiar în tradiție. Și dacă vreți, vă dau și nume de oameni care mi-au spus, bă, n-am venit la competiție pentru că, știi, nu ne-a lăsat șeful partidului nostru. E urât. Am vrut să fac competiție de șac. Vă poate confirma Mitică Grigore, care este unul dintre cei mai buni șahiștii care i-a avut o tăință, din câte știu eu. Am vorbit cu el până în ziua care, pe el, luându-l ca supervisor, ca om de șah, care este categorisit într-un anumit statut și într-o ierarhie așa, în România, el este bine plasat. L-a rugat să ne ajute să mă sprijine, inițial a acceptat și după aia m-a lăsat. Mie îmi place sportul. Toate sporturile îmi plac. Și cine mă știe, știe că sunt și suporter la o amărâtă de echipă de care s-a ales praful. Îmi place, dar lucrul făcut serios și în limita posibilităților. Eu nu sunt împotriva la nimic.
dar să facem cu ce putem. Nu ne aruncăm banii din buzunarele loterițenilor pentru diverse bazaconii. Nu. Nu vreau să intru în amărunte. Am înțeles. E primul interviu care l-a făcut dumneavoastră. O să mai facem și altele în perioada aceasta. Dar acum aș vrea să vă pun ultima întrebare. Pentru că suntem pe finalul interviului. Ce mesaj ați transmite dumneavoastră acum ca președinte al PMP-ului pentru electoratul ordenițean? Electoratul dumneavoastră. Da. Ce mesaj? Mesaje, de asemenea, sunt o mulțime pe care să vrei să le spui, dar... De că oamenii trebuie să primească de valoare mesaj. M-a luat surprindere. Hai să vedem. Eu, da, e o întrebare dintre asta la care răspunzi mai greu, pentru că toată lumea te face... Trebuie să fii foarte cinstit cu ce poți să faci. Tocmai de asta m-am pus întrebarea. Eu îi asigur pe toți locuitorii că vor avea posibilitatea să comunice cu administrația, inclusiv cu mine, 24 de ore din 24. Deci chiar dacă nu răspund eu la acel telefon non-stop, va răspunde cineva. Deci totdeauna vor avea posibilitatea să-și facă cunoscute necazurile, problemele, plângerile, sugestiile către primărie. Și e foarte important ca omul să știe că atunci când e deranjat de muzică la ora 1-2 noaptea, și nu vreau să vă spun cine îi deranjează și în ce partid dintre ăsta s-a lipit și pentru ce post visează, la două noaptea, când zbubuie salam și cu nu știu cine în urece, cu darurile care se dau la nuntă, mori, leșini, înnebunești. Și nu e o zi. Sunt zile, sunt săptămâni. Nu se poate să continue la fel. Deci comunicarea asta pe care eu o vreau normală și firească și pentru oameni și obligatorie pentru cel care e primar, trebuie să fie permanentă. După aia, ce le mai spun că aș face repede așa, o analiză rapidă, obiectivă, sprijinit de o firmă de audit sau o vedere, cele care sunt cu activitate în domeniu, pentru o analiză a tuturor instituțiilor aflate în subordinea primăriei, ca și a tuturor activității, a tuturor compartimentelor, birourilor, direcțiilor care constituie primăria. Pentru optimizarea activității lor, pentru simplificarea activității, dacă e cazul, pentru realizarea unei transparențe, pentru a se vede că se muncește și nu se pierde timpul, și nu se exagerează, și nu se minte. Asta ar fi una dintre cele pe care le-aș vrea. Eu, a treia chestiune pe care o vreau, aș încerca să mă detașez de subordonarea totală pe care o văd la cei care conduc vremelnic activitatea din primărie, față de administrația din Călăraș. Pentru că nu se poate să vină cineva și să dea cu pumnul mare să spună așa face. Deci trebuie să ne păstrăm identitatea, să ne hotărăm încotro vrem să plecăm, când plecăm de acasă să ne plimbăm. Eu n-am auzit pe nimeni spunând că se duce la Călăraș. Toată lumea se duce la București. E, dacă vrem să o ducem mai bine, trebuie să ne uităm spre mai bine. Dacă vrem să rămână ca până acum, n-au decât oamenii să aleagă ceea ce au ales și până acum. Asta e ceea ce vreau să vă spun. Vă mulțumesc, domnule Pană, și promitem telespectatorilor că vor mai avea întâlniri cu dumneavoastră în perioada următoare. O să mă străduiesc să le captez atenția. Dacă se va putea, o să mă bucur.